Da, ați intrat bine aici, Nicu Bendea la aparat, vă salut. Mă aflu în fața stadionului din Cluj-Napoca, mă aflu în fața Cluj Arenei sau Arenei din Cluj-Napoca, cu afura rezistă. Unde în spatele meu se află statul legendarului fotbalist Mircea Luca, unul dintre cei mai buni fotbaliști exponențial pentru fotbalul clujan și nu numai. Că pe vremuri fotbaliștii mai aveau și o meserie. Ba era unul doctor, ba unul era avocat, ba unul profesor, acum sunt numai fotbaliști. Știți bine, știți bine că duminică 14 iunie ne întâlnim aici pe Cluj Arena pentru un spectacol extraordinar și incendiar de stand-up comedy. Alături de Ungulu Bulan, alături de Sasha Ciobanu și de Costi, vă vom ține în priză preț de 2 ore pentru a vă spune niște glume adunate în ultimele 3 luni. V-a fost dor? Știu că v-a fost dor și nouă de voi. De-aia vă așteptăm într-un număr cât mai mare, în limita celor 500 de locuri disponibile. Să ne simțim bine, să râdem și să uităm de perioada tristă care a fost și să nu ne gândim la perioada dramatică ce va urma. Nicu Bendea aici pentru dumneavoastră, dragi fani și microbiști ai stand-up comedy-ul și al fotbalului și ai fotbalului fără minge, da, cu microfon. Vă aștept. Pregătit de stand-up. Bă, dar tu trebuie să zici glume, nu să joci fotbal pe Cluj Arena, ce ai zis? A? Ce o să faci? O să driblezi publicul sau o să tragi direct? Uite că ți-a ieșit una jumate, e bine. Insiste. Glumele nu știu, dar am avut plaște. Cu mingea, poftim, ia, ai grijă. A fost Costi pentru dumneavoastră. Uite că vine și domnul Ciprian, Le Bulan. Hai odată! Bani mărunți! Te salut, bine ai venit! Florescu, mai faceți odată acest... Așa, celebra piruită. De când gătești în familie și cu familia, arăți senzațional. Mulțumim! Cluj Arena, da? A? Locul unde au cântat mari artiști. De la Scorpions la Van Buren. De la Robbie Williams la încă Aurel Tămaș. Nu, că el ține la preț! Aici, duminică, ne vedem. De la când ne vedem, Geo? Duminică, 14 iunie, la 20:30. Mulțumesc, Geo, te aștept. De data asta, în tribune. În tribune, și nu-ți doresc niciodată să mai stai în tribune, să fii mereu pe stadii. On, pe teren. Pe teren, ne vedem. Ne vedem. A? Numai lume bună, știți că eu nu-mi bat joc. Aici, de pe banca antrenorilor, a? Ne pregătim, ne uităm în zare și sperăm să vedem pline locurile din față, locurile pe care veți sta voi aici pe Cluj Arena duminica viitoare. Nu vă temeți, nu vă temeți de ploaie, că sunt locuri acoperite. Avem dovada. Greu meci, grea partidă, dar ce nu face omul ca să fie în formă? Să vă zică bine glumele duminică de la 8:30 seara aici pe Cluj Arena. Am un pic pe dreapta aici. Facem orice pentru a vă bine dispune. Sunt și toalete extraordinare, foarte bine pregătite, foarte bine utilate. Să nu ziceți că ați făcut pe voi de atâta râs. Glumesc. Avem toate condițiile, numai să veniți la spectacol. Vă aștept. 14 iunie, ora 8:30 seara, stand-up comedy pe Cluj Arena, premieră națională, atâta vă zic, picătura chinezească, până vă intră în cap.